seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Încă 11 lideri ai organizației Șor au fost reținuți astăzi ca urmare a peste 30 de percheziții efectuate la Chișinău, dar și în alte localități. Centrul Anticorupție anunță că în ultimele săptămâni a aplicat amenzi în valoare de peste 2 milioane de lei celor care își vând votul. Începând cu 1 noiembrie pot fi depuse solicitările pentru compensațiile la energie, anunță Ministrul Muncii și Protecției Sociale, care precizează că în acest an beneficiarii vor fi verificați dacă se află în țară. Avem interconexiune cu baza de date de la Poliția de Frontieră, deci noi putem să facem interpelări. Moldova ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene până în 2029, a anunțat astăzi Comisarul European pentru Extindere, care a apreciat ritmul cu care țara noastră realizează reformele. Moldova will also for Ukraine to complete the reforms and to have everything ready and to become a member by the end of the next mandate. Încă 11 lideri ai organizației Șor au fost reținuți în urma a 30 de percheziții efectuate la Chișinău, Orhei, Florești, Criuleni, Dubăsar și în alte raioane. În urma descinderilor au fost sechestrate mai multe bunuri, inclusiv mașini și obiecte de lux care ar urma să fie confiscate. În același timp au fost ridicate sume de bani, materiale electorale, liste ale persoanelor vizate în anchetă și bonuri care confirmă anumite transferuri bănești. Poliția anunță că cele 11 persoane au fost reținute în cauze penale privind spălare de bani și corupere electorală, dar și în baza declarațiilor persoanelor care au acceptat bani în schimbul voturilor și acum colaborează cu ancheta. Centrul Național Anticorupție anunță că a aplicat amenzi de peste 2 milioane de lei pentru corupere electorală, precizând că are spre examinare circa 1000 de procese verbale de constatare. Potrivit CNA, amenziile au fost aplicate celor care au acceptat sau primit bani sau bunuri în schimbul votului. Centrul Național Anticorupție a anunțat în această dimineață că numai în ultima săptămână a aplicat amenzi de circa 1 milion de lei pentru corupere electorală, suma totală depășind 2 milioane de lei. Instituția a adăugat că are spre examinare circa 1000 de procese verbale de constatare. În același timp, ministrul de interne, Adrian Efros, spune că investigațiile continuă și inclusiv se verifică dacă sunt implicați și polițiști în schema de corupere pusă la cale de fugarul Ilan Șor. Noi verificăm acum toate listele posibile și toți, inclusiv și angajații din structurile de forță, pentru a identifica persoanele care favorizează sau pot aduce un plus valoare acestei organizații criminale pentru a fi trași la răspundere, evident, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu facem diferență. Adică sunt bănuiele rezonabile care putea fi... Noi verificăm. Totodată, la ședința de azi a Guvernului, premierul Dorin Recean a îndemnat alegătorii să voteze cinstit în turul 2 al alegerilor și să nu se lase manipulați. Gruparea criminală încearcă să le spună la oameni că, uite, trecem 3 noiembrie și uitați voi de penalități și amenzi. Eu vreau să atrag atenția că investigațiile vor continua și după 3, și după 4, și după 5 noiembrie și ele nu se opresc până când toți cei care au comis infracțiune nu vor fi pedepsiți dacă nu colaborează cu ancheta. Așa că toată lumea să voteze onest. Și poliția atenționează cetățenii prin SMS și mesaje audio difuzate în transportul public, dar și în magazine, să raporteze tentativele de cumpărare a voturilor. Mesaj important. Poliția vă atenționează. Dacă vi se propun bani pentru a vota duminică împotriva unui candidat electoral, refuzați. În caz contrar, riscați o amendă de 37.500 lei. Dacă anunțați despre acest fapt poliția, veți fi scutit de amendă.
Dacă veți comite infracțiunea și a doua oară, amenda nu va fi anulată. Potrivit legislației, persoanele care își vând votul se pot alege cu amenzi de până la 37.500 de lei. Cei care oferă bani pentru a influența rezultatele alegerilor pe lângă amendă ar putea ajunge și după gratii. Infracțiunea de finanțare ilegală a partidelor politice din surse interzise se pedepsește cu amendă de peste 67.000 de lei și închisoare de până la 6 ani. Cei care denunță schema și cooperează cu ancheta pot scăpa de pedeapsă. Luni, procurorul general Ion Munteanu a anunțat într-o conferință de presă că peste 800 de percheziții au fost efectuate în dosarul de corupere a alegătorilor, iar 28 de persoane au fost reținute. Munteanu a declarat că schema pusă la cale de fugarul Ilan Șor a fost elaborată de serviciile speciale ale Federației Ruse. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, pe parcursul lunii octombrie și septembrie, 39 de milioane de dolari au ajuns din Rusia în conturile a 138 de mii de moldoveni. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, și-a primit amenda pentru agitație electorală în biserică. Potrivit Nord News, el va trebui să achite 3.500 de lei amendă după ce în primul tur a făcut campanie pentru un candidat. Solicitat pentru o reacție, episcopul a refuzat să discute cu noi. O femeie firavă, o creștină, o mamă duioasă și o soție cinstite, Victoria Furtună totuși s-a ridicat împotriva acestora. Aceste imagini au fost filmate la sfârșitul lunii septembrie, în plină campanie electorală pentru primul tur. Atunci, episcopul de Bălți și Fălești a îndemnat preoții să susțină candidatura Victoriei Furtună. La scurt timp, poliția a anunțat că Marchel va fi amendat pentru încălcarea articolului 52 aliniatul 2 din codul contravențional, mai exact efectuarea agitației electorale de către reprezentanții cultelor religioase desfășurată inclusiv în biserici. Potrivit Nord News, episcopul și-a primit deja amenda în valoare de 3.500 de lei. L-am sunat pe Marchel pentru o reacție, însă acesta a refuzat să discute cu noi. Da. Alo, domnule Marchel, bună ziua. Bună ziua. Dina, sunt reporter Pro TV, aveți un minut? Nu am. Anterior, poliția anunța că trei preoți din nordul țării s-ar putea alege cu amendă pentru că au făcut agitație electorală în biserică. Un caz a fost înregistrat la Bălți, unde un preot a ținut un discurs anti-UE, promovând falsuri. Democrație, care democrație? Care ți impune pliitate de Mitropolia Moldovei a condamnat implicarea preoților în politică. De la 12 lei până la 192 de lei, vorbim despre cât i-a costat pe cei 11 candidați la prezidențiale să-i convingă pe alegători ca să-i voteze. Asociația Promolex a făcut calculele în baza rapoartelor financiare depuse de candidații în primul tur la Comisia Electorală. Care a fost cel mai scump vot, aflați în câteva minute. După discuțiile avute ieri cu Maia Sandu și condițiile înaintate acesteia, blocul împreună își anunță sprijinul pentru candidatul PAS. Într-o postare făcută astăzi pe Facebook, membrii blocului și-au îndemnat susținătorii să voteze pentru un viitor european. Între timp, Maia Sandu a venit cu un nou apel către cetățenii care l-au votat pe 20 octombrie pe Renato Usatăi. Totodată, mai mulți candidați din primul tur au anunțat că îl vor susține pe Alexandru Stoianoglu. În postarea făcută astăzi pe Facebook, blocul împreună scrie că rezultatele din primul tur au demonstrat nemulțumirea electoratului pro-european față de actul guvernării PAS. Membrii blocului spun că susținătorii lor își pot da votul pentru Maia Sandu, dacă aceasta va garanta eliminarea miniștrilor ineficienți din guvern, revizuirea reformei justiției, măsuri de protecție a cetățenilor de birocrație și altele. Înainte de turul 2, sperăm foarte mult dumneavoastră să vină cu un plan clar a ce propune cetățenilor în plan de politică externă, care este cel mai slab punct al acestei guvernări. La finalul mesajului de azi, blocul împreună, din care fac parte platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării, vine cu un îndemn către susținătorii săi să iasă masiv la urne și să voteze împotriva cumpărării voturilor și crimei organizate. Între timp, și Andrei Năstase a venit cu un mesaj pe Facebook. El nu spune clar pe cine va sprijini în turul 2, dar și-a îndemnat susținătorii să iasă la vot și să-și aleagă viitorul. În același timp, candidatul PAS a venit cu un nou apel către simpatizanții lui Renato Usatăi. Stimați susținători ai lui Renato Usatăi, știu că sunteți nemulțumiți de guvernare, de faptul că nu am reușit să curățăm și să consolidăm sistemul de justiție. Vă înțeleg supărarea.
Dar acum, haideți să ne unim forțele și să nu permitem revenirea la putere a unui regim care luptă murdar. Anterior, Renato Usatăi a declarat că nu va îndemna alegătorii să voteze pentru un anumit candidat. Între timp, în tabăra lui Alexandru Stoianoglu, numărul contracandidaților care îl susțin în turul 2 crește. După Ion Chicu, Irina Vlah, Natalia Morari și Victoria Furtună și-a anunțat sprijinul pentru Stoianoglu. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică. Candidatul socialiștilor, Alexandru Stoianoglu, a refuzat să participe la dezbaterile electorale de la ProTV și nu a acceptat nici invitația de a veni la o ediție specială a emisiunii În Profunzime, ce urma să aibă loc în această seară. Postul nostru de televiziune a pus la dispoziția candidaților condiții egale pentru a răspunde la întrebările care îi preocupă pe cetățeni, iar mâine, la emisiunea moderată de Lorena Bogza, este așteptată Maia Sandu. Bineînțeles că am planificat la ProTV o rundă de dezbatere între cei doi candidați. Unul dintre candidați ne-a spus că nu va participa. Astfel, candidații au fost invitați la interviuri separate în cadrul a două ediții speciale a emisiunii În Profunzime. Pentru a le acorda ambilor același timp, la aceeași oră, condiții egale, așa cum ne dorim, am propus... Da, ProTV a propus ca să facem interviuri separate cu domniile lor, pentru că pe noi ne interesează niște răspunsuri la întrebări. Maia Sandu a acceptat să vină în ziua de joi, 31 octombrie, ora 21, iar de la Stoianoglu nici până în acest moment nu avem niciun răspuns. Așadar, pentru că Alexandru Stoianoglu nu a dat curs invitației la ediția specială a emisiunii În Profunzime, care urma să aibă loc în această seară, a pierdut timpul pus la dispoziție de către ProTV. Emisiunea de mâine, la care va participa Maia Sandu, va fi realizată împreună cu partenerii dezbaterilor electorale de la ProTV, Promolex, Newsmaker, Radio Europa Liberă, dar și Ziarul de Gardă. Turul întâi a trecut și tragem linie privind cheltuielile candidaților în campania electorală. O analiză realizată de Promolex arată cât i-a costat un vot pe fiecare dintre cei 11 candidați înscriși în curse. Cel mai scump a fost înregistrat în cazul Nataliei Morari, care a cheltuit aproape 192 de lei pentru un vot. La polul opus este Alexandru Stoianoglu, pe care un vot l-a costat circa 12 lei. Maia Sandu a cheltuit 15 lei pentru un vot, iar Renato Usatăi 29 de lei. Analiza Promolex a fost realizată în baza rapoartelor financiare depuse de cei 11 candidați în primul tur la Comisia Electorală Centrală. Așadar, cheltuielile declarate raportate la numărul de voturi acumulate arată că Natalia Morari, care s-a clasat pe locul 10 la scrutinul din 20 octombrie, are cel mai scump vot. Mai exact, a cheltuit aproape 192 de lei pentru un vot. Urmează Andrei Năstase, care, potrivit analizei, a cheltuit circa 114 lei pentru un vot. Pe Maia Sandu, care a raportat cele mai multe cheltuieli în campanie, de aproape 10 milioane de lei, un vot a costat-o 15 lei. Alexandru Stoianoglu a declarat că a cheltuit până la alegerile din 20 octombrie peste 4,6 milioane de lei. Analiza prezentată de Promolex arată că pentru fiecare vot, candidatul PSRM a cheltuit aproape 12 lei. Renato Usatăi, care s-a clasat pe locul 3 în primul tur, a cheltuit peste 6 milioane de lei în campania sa. Raportat la numărul de voturi, aflăm că un vot l-a costat 29 de lei. Vasile Tarlev a cheltuit 50 de lei pentru un vot, Irina Vlah aproape 37 de lei, iar Ion Chicu circa 29 de lei. Pe Octavian Țâcu un vot l-a costat 20 de lei, pe Victoria Furtună circa 13 lei, iar Tudor Ulianovski a cheltuit aproape 66 de lei pentru un vot. Moldova, dar și Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2029, când se încheie următorul mandat al Comisiei Europene. A declarat astăzi Comisarul European pentru Extindere, care a prezentat un raport despre realizarea reformelor și viteza cu care decurge procesul de examinare a legislației locale în raport cu cea a Uniunii Europene. Astfel, primele capitole de negociere cu UE în vederea aderării Republicii Moldova la blocul comunitar ar putea fi deschise în primele luni ale anului 2025.
Comisia Europeană a publicat astăzi concluziile pachetului de extindere a blocului comunitar, iar vicepremierul pentru integrare europeană a ținut să explice ce înseamnă pentru țara noastră acest lucru. Este al doilea an în care țara noastră este inclusă în pachetul de extindere. În fiecare din aceste rapoarte, Comisia constată trei lucruri. 1. Unde ne aflăm ca țară candidată în procesul de aderare la Uniunea Europeană? 2. Care este nivelul de pregătire pentru aderare? Și 3. Ce progrese sau regrese am făcut pe parcursul ultimului an? Potrivit Comisarului European pentru Extindere, următorul mandat al Comisiei Europene, care se va încheia în 2029, ar urma să fie unul în care Uniunea Europeană se va extinde, iar Moldova ar urma să fie printre țările care vor deveni membre UE. We have made it possible for the Western Balkans, for Moldova, but also for Ukraine, to complete the reforms and to have everything ready and to become a member by the end of the next mandate. Comisia Europeană a lăudat Republica Moldova în ceea ce privește screening-ul sau examinarea legislației Republicii Moldova în raport cu IQ-ul comunitar, subliniind că țara noastră înregistrează progrese. I think it is very clear that Moldova has come a long way. And Moldova has been challenged very much by the state of affairs in the judiciary, but these last 4 years have been remarkable in the sense of reforming it. And not only when it comes to institutional reforms, but also in delivering on the reasons for which this reform had to be delivered, namely to break the system of oligarchs and to get the money back from them that have been stolen from the banks and the people of Moldova. Oficialii europeni au declarat că așteaptă cu interes deschiderea negocierilor privind clusterele sau capitolele de negocieri cât mai curând posibil, iar acest lucru s-ar putea întâmpla la începutul anului 2025. Vicepremierul pentru integrare europeană de la Chișinău, Cristina Gerasimov, a anunțat astăzi că va invita săptămâna viitoare la discuții organizațiile societății civile pentru a examina constatările și recomandările Comisiei Europene fixate în raportul anual de extindere cu privire la Republica Moldova. Guvernul dezminte un nou fals apărut în spațiul public în plină campanie electorală, potrivit căruia o companie americană ar urma să procure în perioada următoare loturi de pământ din Moldova. Legislația nu permite vânzarea pământului companiilor sau persoanelor fizice străine, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului. În acest context, responsabilii au îndemnat oamenii să se informeze doar din surse sigure și să verifice fiecare informație. Legea noastră este foarte clară și spune următoarele. Pământul nu se vinde nici companiilor străine și nici persoanelor fizice. Cu alte cuvinte, legislația Republicii Moldova răspunde la această întrebare și toate persoanele care răspândesc aceste minciuni nu fac altceva decât să agite spiritele în Republica Moldova. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora o companie americană ar urma să procure în perioada următoare terenuri din Moldova. În același timp, Daniel Voda a ținut să dezmintă și un alt fals ce vizează integrarea europeană. Desigur, am văzut suprapus acest fals cu aspectul de integrare europeană a Republicii Moldova. Aici, iarăși, mă grăbesc să combat o narațiune falsă apărută și să menționez că integrarea europeană a Republicii Moldova nu va genera astfel de schimbări și nu comportă astfel de riscuri. Cu alte cuvinte, pământurile vor rămâne ale moldovenilor. Sperietoarea cu privire la faptul că integrarea europeană va duce la vânzarea pământurilor străinilor a apărut în perioada campaniei electorale pentru prezidențiale. Atunci, premierul Dorin Recean a declarat că este doar un fals și a dat asigurări că în cadrul procesului de aderare, autoritățile vor negocia condiții favorabile pentru cetățeni. Și Maia Sandu a venit atunci cu un comentariu menționând că pământurile moldovenilor vor rămâne ale lor. O bunicuță curajoasă din Cimișlia a ajutat poliția să prindă un bărbat implicat în schema Ruda implicată în accident. Când a înțeles cu cine are de-a face, bătrâna de 81 de ani l-a încuiat în casă și a sunat la 112. Individul a reușit să sară peste balcon. Suspectul de 38 de ani a fost reținut însă la scurt timp, în timp ce se deplasa la volanul unui automobil. Imediat la știri vă spunem mai multe despre acest incident desprins parcă din filme.
Moldovenii care vor să beneficieze și în acest an de compensații pentru perioada de iarnă se pot înregistra în sistem începând cu 1 noiembrie. Deocamdată nu este clar sub ce formă va fi oferit acest ajutor. Detalii la subiect vor fi oferite săptămâna viitoare, spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, care menționează însă că noul sistem de compensații va fi conectat la baza de date a Poliției de Frontieră. Astfel că beneficiarii vor fi verificați dacă se află sau nu pe teritoriul țării. Toți cei care doresc să beneficieze de compensație trebuie să se înscrie în sistem. Colegii noștri din prima linie sunt gata să asiste pe acei cetățeni care nu au acces la internet. Sistemul acesta este mai eficient, mai rapid. Înregistrarea va fi posibilă din 1 noiembrie. Cei care vor dori să beneficieze de compensații începând cu luna noiembrie vor avea la dispoziție o lună pentru a se înscrie. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a refuzat să dea detalii despre forma sub care vor fi oferite în acest an compensațiile, menționând că toate informațiile în acest sens vor fi anunțate săptămâna viitoare. În schimb, a declarat că în acest an ajutorul va fi format individual pentru fiecare gospodărie în parte. Noi vom colecta date și vom avea acces la nivelul de venituri din acea gospodărie. În dependență de acele venituri, se va stabili care este compensația. Deci compensația în acest an va fi stabilită individual pentru fiecare gospodărie în parte. De altfel, ministrul Buzu spune că instituția pe care o conduce va avea acces la mai multe baze de date pentru a putea verifica veridicitatea informațiilor oferite de beneficiari. În acest sens, solicitanții vor fi verificați cu ajutorul informațiilor deținute de Poliția de Frontieră dacă se află în țară. Avem interconexiune cu baza de date de la Poliția de Frontieră, deci noi putem să facem interpelări ca să putem să vedem dacă persoanele care sunt declarate în cadrul gospodăriei se află pe teritoriul Republicii Moldova, cât timp și așa mai departe. Despre categoriile de vulnerabilitate, ministrul la fel nu a vorbit. Anul trecut au fost stabilite 7 astfel de categorii, iar în funcție de nivelul de vulnerabilitate, oamenii au achitat pentru un metru cub de gaz de la 12 lei până la puțin peste 18 lei. Acum, consumatorii casnici din Moldova achită pentru un metru cub de gaz puțin peste 10 lei. Doina și Ionalda Teodorovici au fost un simbol al renașterii naționale. Au fost comemorați la 32 de ani de la tragicul lor deces într-un accident rutier pe o șosea din România. În memoria lor, în scoarul monumentului Requiemul Dragostei din capitală, cei care i-au cunoscut, dar și cei care le apreciază creația, le-au adus un omagiu. Ion și Doinalda Teodorovici au fost printre primii artiști care în anii 90 au avut curajul să cânte despre limba română și despre Eminescu. Memoria eternă acestor mari artiști și minunați oameni, Doina și Ionalda Teodorovici. Au cântat cu iubire de patrie și limbă maternă. Trei culori și o singură iubire românească. Au luptat pentru suveranitatea și independența țării. Astăzi se împlinesc 32 de ani de când Ion și Doina Alda Teodorovici au murit în tragicul accident din România. Cei care i-au cunoscut le-au adus un omagiu la monumentul Requiemul Dragostei din capitală. Măcinați de dor la evenimentul de comemorare a celor două inimi gemene au venit mama Doinei, dar și fiul celor doi artiști. Cât sunt eu în viață, voi încerca să duc mai departe memoria părinților mei, Ion și Doina. Ne-au lăsat atât de mult, acea generație atât de fructuoasă și plină de energie, cum spunea Vasile Șeicaru, erau ca niște nebuni care vreau să întoarcă munții. Prietenii de familie ai regretaților artiști spun că tragedia a avut loc parcă mai ieri. Plin de tristețe, ei își amintesc de Ion și Doina. Ion era mai așa, mai emotiv, mai cu reacții din astea așa mai spontane. Doina era cu foarte mare demnitate, dar ea era dintr-o familie aleasă de tot și a făcut și școală de muzică, a făcut și dansuri. Am venit să-i dau binețe lui Ionica și Doina, fiindcă a fost parcă ieri. Știți, e un sentiment foarte greu de descris. Este prezent, măcar prin faptul că este
nimeni n-a făcut ce a făcut el împreună cu Doina. La eveniment au fost interpretate mai multe piese ale artiștilor. Pentru independența Republicii Moldova și la fel au ajutat la restaurarea limbii române. Doina și Ion, Alda Teodorovici, și-au pierdut viața în urma unui accident rutier cumplit la Coșereni, județul Ialomița, România, în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Doina era însărcinată. Marii artiști au fost comemorați și de Organizația Studenților Basarabeni la monumentul ridicat la locul accidentului la Coșereni. O bătrână de 81 de ani din Cimișlia a pus pe fugă un bărbat implicat în schema Ruda implicată în accident, după ce l-a încuiat în apartamentul său și a alertat poliția când acesta a venit să-i ceară banii. Individul a sărit de la balconul aflat la etajul 2. Nu prea departe însă, poliția l-a reținut în scurt timp. Acesta este momentul în care bărbatul încearcă să fugă din apartamentul de la etajul 2 și coboară pe la balcon. Imaginile au fost surprinse chiar de bătrâna de 81 de ani din Cimișlia, care l-a încuiat în apartament și a alertat poliția. Aceasta a fost apelată la telefonul fix de o persoană care s-a prezentat drept angajat al instituțiilor de drept, solicitând suma de bani pentru a restitui paguba părții vătămate, iar fiica să-i fie eliberată. Potrivit poliției, în mai puțin de o oră, femeia a fost deposedată de 92.000 de lei, circa 4.000 de euro și 6.000 de dolari. Mai mult, în câteva minute, acasă la ea a venit un alt bărbat care a mai cerut bani. Atunci bunicuța și-a dat seama de înșelăciune și l-a încuiat în apartament, după care a sunat la 112. Suspectul de 38 de ani a reușit să fugă pe la balcon, însă la scurt timp a fost reținut la intrarea în satul Porumbrei, la volanul unui automobil. Tot la Cimișlia, prin aceeași schemă, o femeie de 67 de ani a căzut în plasa escrocilor și le-a dat 11.500 de euro. Polițiștii au reținut un suspect, un tânăr de 21 de ani din Ialoveni. Un alt caz a fost înregistrat la Hâncești. Victima a fost o femeie de 82 de ani. Aceasta a fost apelată la telefonul fix de o femeie și, prin aceeași schemă, a deposedat-o de 26.000 de lei, 470 de dolari și 650 de euro. Suspecta de 34 de ani din Slobozia a fost reținută pentru 72 de ore. Acum femeia de 34 de ani este cercetată în stare de libertate, iar cei doi bărbați sunt plasați în arest pentru 30 de zile. Potrivit polițiștilor, dacă la început cele mai multe cazuri de escrocherii erau în capitală, acum acest gen de înșelăciune se înregistrează și în localitățile țării. De la începutul anului au fost înregistrate peste 240 de cazuri, iar prejudiciul cauzat este de peste 36 de milioane de lei. Cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți, să verifice informația, să ia legătura imediat cu rudele și să sune la 112. Rușii au lovit din nou Kievul noaptea trecută. Dronele au avariat câteva blocuri, provocând incendii, iar 9 persoane, între care și o fetiță de 11 ani, au fost rănite. De altfel, alerta de raid aerian a răsunat în aproape toată jumătatea de est a Ucrainei, fiind lovite orașele Herson, Harkov și Zaporojie. Așa arată o clădire rezidențială din cartierul Solomeansk din Kiev. Unele apartamente au ars după ce drona care a lovit blocul a provocat un incendiu major la câteva etaje. Fragmentele de dronă, dar și bucățile de beton care au căzut, au rănit mai multe persoane, inclusiv un copil de 11 ani. Această pisică a fost salvată dintr-un apartament care a ars aproape complet. Salvatorii au resuscitat felina și au predat-o stăpânului său. Alerte de raid aerian au sunat în aproape toată jumătatea de est a Ucrainei timp de mai multe ore. Resturi de drone au provocat incendii în mai multe gospodării din Harkov, iar în Herson rămășițele dronelor au lovit mai multe garaje. Pe de altă parte, Moscova anunță că a interceptat 23 de drone ucrainene noaptea trecută. Imaginile publicate de ruși arată că un incendiu a izbucnit chiar în curtea unui bloc din Kursk.
Între timp, potrivit Financial Times, care citează persoane familiarizate cu această chestiune, a scris că Moscova și Kievul sunt în discuții preliminare pentru oprirea loviturilor reciproce asupra infrastructurii energetice. Conform surselor citate de Cotidian, între care se numără oficiali ucraineni de rang înalt, Kievul încearcă să reia negocierile mediate de Qatar, care au fost aproape de un acord în luna august, dar care au fost întrerupte după invazia ucraineană din regiunea rusă Kursk. Procuratura din Georgia a deschis o anchetă pentru presupusa falsificare a alegerilor legislative în urma unei solicitări a Comisiei Electorale Centrale. Asta după ce opoziția, dar și președintele țării au denunțat o fraudă masivă în timpul scrutinului de sâmbătă. De altfel, Salome Zurabishvili a și fost chemată la audieri de către procurori, dar a spus că nu se va prezenta. La 4 zile după ce opoziția georgiană, în frunte cu președintele țării, au denunțat fraudarea alegerilor parlamentare, parchetul georgian anunță că a deschis o anchetă privind presupusa falsificare a alegerilor legislative. Procurorii menționează că președintele Salome Zurabishvili, care este în dezacord cu guvernul și a criticat rezultatele scrutinului, a fost convocată mâine pentru audiere pentru a prezenta dovezi ale unei posibile fraude la alegerile parlamentare. Într-un interviu acordat Associated Press și CNN, Zurabishvili a acuzat autoritățile că au falsificat alegerile folosind așa zisa metodă caruselul armean. Armenian carousel, what we call here Armenian carousel, I don't know whether they call it Georgian carousel in which means that some time before the elections they started taking the IDs of people on welfare of families of prisoners for under different pretexts. And in fact they have been used for the same person to go and vote and it could be up to 17 times with one ID and different of these electronic equipments. De altfel, astăzi în spațiul public au fost difuzate mai multe videoclipuri cu încălcări din diferite regiuni ale Georgiei în ziua alegerilor parlamentare. Imaginile arată, printre altele, cum unii alegători sunt însoțiți de persoane străine care le arată pe cine să voteze. Asociația Tinerilor Avocați Georgieni a solicitat anularea rezultatelor din 2263 de secții de votare, acuzând că voturile au fost fraudate. Ieri, Comisia Electorală a dispus renumerarea parțială a voturilor în 14% din secțiile de votare. Aceasta este în desfășurare de ieri, dar în acest stadiu nu se cunosc încă rezultatele. Uniunea Europeană, Statele Unite și observatorii internaționali au exprimat de asemenea îndoieli cu privire la desfășurarea corectă a scrutinului. Have a right to know what happened this weekend, and they have a right to see that electoral irregularities are investigated swiftly, transparently. And independently. Conform rezultatelor oficiale, Partidul Visul Georgian, aflat la putere din 2012, a revendicat victoria la scrutin. Opoziția, în frunte cu președintele Salome Zurabishvili, denunță de sâmbătă seara că alegerile au fost fraudate și refuză să recunoască rezultatele. E dezastru în sudul și estul Spaniei. Inundații puternice au lovit în special regiunea Valencia după ce ieri ploile torențiale au dus la revărsarea mai multor râuri. Un baraj s-a rupt, iar un prim bilanț al autorităților anunță cel puțin 72 de morți și numeroase persoane dispărute. Printre victimele deja identificate se numără 2 copii și un bebeluș. Sunt în plină desfășurare operațiunile de salvare a sinistraților, inclusiv cu ajutorul dronelor. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. O furtună cu grindină cât oul de găină a lovit ieri mai multe localități în regiunea spaniolă Andaluzia. Apoi dezastrul s-a extins, iar după grindină a urmat ploi torențiale. Între zona Valencia și Murcia s-au produs niște furtuni, iar ca urmare s-a format o tornadă care a răsturnat camioane. Tornado, Un baraj
oraș aflat pe râul Turia, cedat sub puterea șuvoaielor, și o localitate aflată la câțiva kilometri naval a fost inundată. Mii de oameni sunt acum izolați în zona afectată. Mulți sinistrați s-au refugiat pe un pod, de unde privesc cu îngrijorare cum crește debitul râului care a inundat și orașul Valencia. Apele au năvălit pe străzile multor localități din provincie. Viitura cu o putere greu de imaginat a luat pe sus mașini. Mai mulți șoferi și pasageri s-au cățărat pe capote în speranța că salvatorii ar putea ajunge la timp să-i recupereze. În scenele filmate de la balcoane de marturi se aud oamenii surprinși de viitură cum strigă disperați după ajutor. Guvernul spaniol a instituit o celulă de criză care a trimis în regiunea Valencia unitatea armatei specializată în operațiuni de salvare. Unii locuitori au fost salvați de echipajele care au reușit să-i ducă la adăpost. Oamenii din localitatea Aldaia, de lângă Valencia, sunt încă izolați și așteaptă ajutorul autorităților. Apele s-au retras, spun cei de acolo, dar în urmă a rămas un dezastru. Primăria din Valencia a anunțat că toate școlile vor rămâne închise și toate evenimentele au fost anulate. Între timp, serviciile de urgență ajutate de drone continuă să-i caute pe cei dispăruți. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!